Capitolul 4. Pagina 289 în Sfânta Scriptură. Este cuvântul lui Dumnezeu pentru noi în seara aceasta și întotdeauna când citim Biblia ne rugăm ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne pregătească mintea și inima, să putem înțelege Scripturile, să credem Scripturile și să primim binecuvântarea mântuirii propovăduite de Scriptură. În rugăciune cu voce tare, la terminare ne va conduce fratele Dan Rotar. Este la cor. Boaz s-a suit la poarta cetății și s-a oprit acolo. Și iată că cel ce avea drept de răscumpărare și despre care vorbise Boaz, trecea. Boaz i-a zis, hei, cutare, apropie-te, stai aici. Și el s-a apropiat și s-a oprit. Boaz a luat atunci 10 oameni dintre bătrânii cetății și a zis, ședeți aici. Și ei s-au așezat. Apoi a zis celui ce avea drept de răscumpărare. Naomi, întorcându-se din țara Moabului, a vândut bucata de pământ care era a fratelui nostru Elimelec. Am crezut de datoria mea să te înștiințez despre asta și să spun, cumpără-o în fața locuitorilor și în fața bătrânilor poporului meu. Dacă vrei să o răscumperi, răscumpără-o. Dar dacă nu vrei, spune-m ca să știu, căci nu este nimeni înaintea ta care să aibă dreptul de răscumpărare și după tine sunt eu cel care am dreptul acesta. Și el a răspuns, o voi răscumpăra. Boaz a zis, în ziua în care vei cumpăra țarina din mâna lui Naomi, o vei cumpăra în același timp și de la Rut Moabita, nevasta celui care a murit, ca să ridici numele mortului în moștenirea lui. Și cel ce avea drept de răscumpărare a răspuns, nu pot să o răscumpăr pe socoteala mea, de frică să nu-mi strig moștenirea mea. Ia tu dreptul de răscumpărare, căci eu nu pot să o răscumpăr. Odinioară în Israel, pentru întărirea unei răscumpărări sau unui schimb, omul își scotea încălțămintea și o dădea celuilalt. Aceasta sluja ca mărturie în Israel. Cel ce avea drept de răscumpărare a zis dar lui Boaz, cumpără-o pe socoteala ta și și-a scos încălțămintea. Atunci Boaz a zis bătrânilor și întregului popor, voi sunteți martori azi că am cumpărat din mâna lui Naomi tot ce era a lui Elimelec, a lui Chilion și a lui Mahlon. Și că mi-am cumpărat de asemenea de nevastă pe Rut, Moabita, nevasta lui Mahlon, ca să ridic numele mortului în moștenirea lui și pentru ca numele mortului să nu fie șters dintre frații lui și din poarta locului. Voi sunteți martori azi despre aceasta. Tot poporul care era la poartă și bătrânii au zis, suntem martori. Domnul să facă pe femeia care intră în casa ta, ca Rahela și ca Leia, care amândouă au zidit casa lui Israel. Arată-ți puterea nefrata și fă-ți un nume în Betleem. Sămânța pe care ți-o va da Domnul prin această tânără femeie să-ți facă o casă asemenea casei lui Pereț, care s-a născut lui Iuda din Tamar. Boaz a luat pe Rut, care i-a fost nevastă, și el a intrat la ea. Domnul a făcut-o să zămislească și i-a născut un fiu. Femeile au zis lui Naomi, binecuvântat să fie Domnul care nu te-a lăsat lipsită azi de un bărbat cu drept de răscumpărare și al cărui nume să fie lăudat în Israel. Copilul acesta îți va înviora sufletul și va fi sprijinul bătrâneților tale, căci l-a născut nora ta care te iubește și care face pentru tine mai mult decât 7 fii. Naomi a luat copilul, l-a ținut în brațe și a îngrijit de el. Vecinile i-au pus nume zicând, un fiu s-a născut lui Naomi și l-au numit Obed. Acesta a fost tatălui Isai, tatălui David. Amin. Plecăm capetele și ne rugăm. Cu ajutorul lui Dumnezeu încheiem săptămâna aceasta de evanghelizare într-o atmosferă specială, participând și la mărturia în botez a unui grup de tineri și a unei sore care e tot tânără. Să-i binecuvinteze Domnul! Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru protecția Lui în săptămâna aceasta și mulțumim în numele Domnului tuturor celor care au slujit, în mod special corului și orchestrei, să-i binecuvinteze Domnul!
celor care au mijlocit în rugăciune seară de seară și în fiecare zi, ca Dumnezeu să protejeze locul acesta și să dea binecuvântarea Lui peste fiecare seară. Să vă binecuvinteze Domnul! Vă mulțumim celor care ați participat în fiecare seară. Nu-i ușor, într-o vreme în care ai serviciu, școală, alte responsabilități, să pui deoparte o săptămână ca în fiecare seară să vii la casa lui Dumnezeu, să te închini și să asculți Evanghelia. Să vă binecuvinteze Dumnezeu! Unii sunteți seara aceasta, prima seară și ultima din săptămâna de evanghelizare, prima pentru dumneavoastră, vă salutăm cu drag și spunem să vă facă parte bunul Dumnezeu de binecuvântările întregii săptămâni. Și ca să vă aducem în părtășia noastră a celor care am fost seară de seară, vă împărtășim tema pe care am studiat-o. Tema săptămânii a fost Dumnezeu îți oferă viitor și speranță. Este o promisiune pe care o face Dumnezeu în cartea profetului Ieremia. Capitolul 29, versetul 11. Căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Pentru fiecare om care se naște pe fața pământului, Dumnezeu are această ofertă. Viitor și speranță. Viitorul este tot ceea ce urmează după clipa prezentă. Deci tot ce urmează din această clipă este viitor. Viitor aici pe pământ și viitor în viața de dincolo. Dumnezeu se oferă să dea viitor, să-l asigure. În același timp, Dumnezeu oferă speranță. Speranța este încrederea că lucrurile vor evolua favorabil, că va merge bine, că se va finaliza totul cu bine. Aceasta este speranța. Filozofii spun, speranța este lumina sufletului. Când un om își pierde speranța, sufletul se scufundă în întunericul deznădejdii. Psihologii spun, speranța este căldura sufletului. Când un om își pierde speranța, sufletul îngheață. Biblia spune că speranța este ancora sufletului și când un suflet își pierde speranța, sufletul naufragiază. Când Dumnezeu ne oferă speranță, când Dumnezeu ne oferă viitor, El ne asigură că este stăpân peste lucrurile văzute și nevăzute, că le poate stăpâni pe toate, în așa fel încât să-și împlinească planul. Unii oameni refuză oferta lui Dumnezeu și au impresia că se pot descurca singuri. Să-și asigure viitor și speranță prin propriile resurse și relații. Câte evenimente și împrejurări le poți controla? Cât de stăpân ești pe lucrurile care se întâmplă în clipa următoare? Cartea Rut ne prezintă o familie care a început viața crezând că se pot descurca fără Dumnezeu. Că își pot asigura viitorul și speranța cu resursele lor și priceperea lor. Este o familie, soț, soție și doi copii, locuiesc în Betleemul lui Iuda, în poporul lui Dumnezeu, și pentru că poporul din vremea aceea s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, a venit o vreme de secetă, de foamete, de lipsuri materiale, ca semn de avertizare din partea lui Dumnezeu că este vremea să se întoarcă de pe căile păcatului. Familia aceasta însă a hotărât că în loc să se întoarcă la Dumnezeu și să primească de la Dumnezeu pâinea de toate zilele, să aibă asigurat viitorul din partea lui Dumnezeu, se pot descurca singuri.
Așa că și-au făcut bagajele și au plecat în țara Moabului, o țară păgână, o țară idolatră, o țară fără Dumnezeu. Și-au crezut că acolo își rezolvă viitorul departe de fața lui Dumnezeu. S-au așezat în Moab și au venit nenorocirile peste ei. Mai întâi a murit Elimelec, soțul și tata. Și când ești într-o țară străină și moare stâlpul casei, e vreme grea. Soția lui Naomi rămâne cu cei doi băieți care se căsătoresc în lume și au impresia că se vor descurca așa. Și vine următoarea tragedie. Mor amândoi băieții. Și femeia aceasta este la capătul drumului, într-o țară străină, fără resurse materiale, fără protecție, fără niciun viitor, fără nicio speranță. S-a dus pe drumul lumii și a ajuns la capătul drumului. În clipa cea mai grea, în clipa deznădejdii, primește o veste care îi schimbă viața. Dumnezeul de care a fugit este un Dumnezeu bun. Este un Dumnezeu care a cercetat pe poporul lui și le-a dat pâine celor de unde a fugit ea, celor de acasă. Vestea aceasta îi aprinde o luminiță în suflet, o rază de speranță. Așa că Naomi se ia cu ce a mai rămas din necazurile ei și se îndreaptă spre casă. Cele două nurori, rămase și ele ale nimănui, vor să plece împreună cu soacra lor. Naomi e frământată însă de tot felul de gânduri. Ce viitor vor avea aceste două văduve tinere dacă vin cu mine în poporul lui Dumnezeu? Și frământată de gânduri negre și sunt o serie întreagă de lucruri, de faze prin care trece Naomi, le spune celor două nurori să rămână mai bine în lume fără Dumnezeu, că s-ar putea să le fie mai bine. Le aduce argumente. Una dintre nurori e înduplecată și se întoarce în păgânism, în idolatrie. Cealaltă a văzut mult mai departe. A văzut ce înseamnă un Dumnezeu care este stăpân peste toată creația. Un Dumnezeu care dă binecuvântare și un Dumnezeu de care nu poți fugi nicăieri. Așa că i-a spus soacrei ei, nu încerca să mă convin să mă întorc înapoi. Decizia mea este luată. Unde încotro mergi tu, voi merge și eu. Unde vei locui tu, voi locui și eu. Poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Unde vei muri tu, voi muri și eu și voi fi îngropat acolo. Facă-mi Domnul ce-o vrea, dar nimic nu mă va despărți de tine decât moartea. Așa că pleacă împreună cu soacra ei în țara lui Iuda, în localitatea Betleem, în poporul lui Dumnezeu și începe o viață nouă. Și ne-am uitat la modul în care începe această tânără venită dintr-o țară păgână în poporul lui Dumnezeu, cum începe viața și Dumnezeu o călăuzește ca să-i arate viitorul și speranța. Și pe drumul acela, Dumnezeu îi scoate în cale un băiat extraordinar. Ea este a nimănui, este străină, este săracă, este condamnată să n-aibă nici viitor, nici speranță, dar s-a legat de poporul lui Dumnezeu și s-a întors la Dumnezeu. Și Dumnezeu îi scoate în cale un băiat deosebit, pe nume Boaz, și între cei doi se înfiripă o relație de prietenie. Se întâlnesc în vremea seceratului. Boaz este proprietarul pământurilor și Rut este săraca
străină care vine să culeagă spice de pe urma secerătorilor ca să-și adune ceva, să aibă o bucată de pâine. În vremea aceea seceratul nu era mecanizat. Era secerat manual. Și Dumnezeu a lăsat o lege în Israel pentru săraci, pentru văduve, pentru străini, să meargă pe urma secerătorilor și să adune spice, să-și adune și ei pentru pâinea de toate zilele. Și în timp ce Rut adună spice, Boaz își vizitează secerătorii, o vede, îi vede hărnicia, aude de caracterul ei și se înfiripă o relație și relația merge tot mai frumos în fiecare zi. 7 săptămâni durează secerișul. Se termină perioada secerișului, dar relația frumoasă parcă stagnează, stă pe loc. Băiatul nu cere în căsătorie. Și ce faci dacă ai o relație care nu se mai finalizează? Așa că Naomi, soacra, trage concluzia că ar trebui să-l ajute ea pe Dumnezeu. Și o instruiește pe nora ei, văduvă, cum anume să se pregătească și să meargă să inițieze ea cererea în căsătorie. Scena este de o frumusețe nemaipomenită și Rut se duce noaptea în arie la Boaz și îi cere să o ia în căsătorie. Și Boaz îi spune, înțeleg și dorința lui Naomi și motivația ei, dar metoda e greșită. Nu așa se procedează. Nu așa se rezolvă lucrurile în viața celor care cred în Dumnezeu și ascultă de Dumnezeu. Și îi spune lui Rut următorul lucru. Da, am dreptul de răscumpărare, pentru că starea ta nu poate fi schimbată decât prin ceea ce este răscumpărare. În poporul lui Dumnezeu a fost dată o lege cu privire la proprietate și la persoane. Dacă cineva, din nepricepere, din nenorocire, din tot felul de cauze, a ajuns să-și piardă pământul, proprietatea, și pământul era sursa de venituri, de viață, din rudenile lor, cineva care avea posibilitatea și avea inima bună, avea dreptul să răscumpere pământul, proprietatea pierdută, să plătească prețul răscumpărării și să îi redea celui care a pierdut proprietatea, să o dea înapoi. Știți cum v-am repetit asta? Ai făcut un împrumut la bancă și ai garantat cu casa. Și ai crezut că te apuci de o afacere și că merge bine și afacerea a alimentat și... Ce face banca? Ce face banca? Îți ia casa. Banca nu este societate de caritate. Banca lucrează cu regulile ei. Și ai rămas pe drumuri. Dacă ai fi trăit în vremea aceea, unul sau cineva dintre rudenile tale ar fi avut datoria și obligația să meargă la bancă să-ți plătească împrumutul și să-ți dea înapoi casa. Și toate astea pe cheltuiala lui. Ca să nu rămâi pe drumuri. Asta era legea în Israel. 2. Împreună cu legea asta era legea răscumpărării persoanelor. Dacă o persoană și-a pierdut proprietatea, și-a ajuns rob sau roabă. O rudenie apropiată avea dreptul de răscumpărare să plătească prețul eliberării și să te facă liber. Adică ai ajuns rob sau roabă, nu te poți elibera singur și cineva plătește prețul pentru tine. Când Naomi se întoarce din țara Moabului, nu mai are din ce trăi și își pierde pământul. Și Rut este împreună cu soacra ei și n-are nimic. Și mai e ceva. N-au nici urmași. Și în vremea aceea, dacă n-ai urmași, dacă n-ai copii, înseamnă
că rămâi a nimănui la bătrânețe. Datoria copiilor era să îngrijească de părinții lor, de bătrâni, ca să nu rămână bătrânii a nimănui. Așa că ar fi frumoasă legea asta și astăzi. Că n-am mai avea bătrâni care sunt de batjocuri a lumii. Că n-am mai avea părinți care sunt abandonați de copiii lor. Așa era legea acolo. Naomi și Rut sunt în faza în care au pierdut tot. Nu mai au nimic. Au nevoie de un răscumpărător. Și răscumpărătorul acesta a crezut Naomi că va fi Boaz. De aceea, în noaptea în care Rut s-a dus la el și i-a spus: întinde-ți poala hainei peste slujnica ta, căci ai drept de răscumpărare. Rut i-a spus: ia-mă de soție și schimbă-mi viața. Boaz i-a zis: fii binecuvântată, fiică de Domnul. Acum nu te teme. Îți voi face tot ce vei zice, căci toată cetatea știe că este o femeie cinstită. Este adevărat că am drept de răscumpărare, dar este o altă rudă mai aproape decât mine care are dreptul acesta. Tinerii, mâna sus. Ăia necăsătoriți, mâna sus. Mâna sus, tinerii necăsătoriți. Să vă binecuvinteze Dumnezeu și să vă asculte rugăciunile. Acum, momentul este de o intensitate deosebită din punct de vedere emoțional. Rut și Boaz sunt într-o relație în care se iubesc și doresc să se căsătorească. Și Rut a crezut că a venit momentul. Și Boaz îi spune: da, și eu aș vrea să te iau în căsătorie, dar avem o piedică. Avem o barieră. Nu te pot lua în căsătorie pentru că este vorba de legea răscumpărării și între cei care au drept de răscumpărare este altcineva înaintea mea. Altcineva are prioritate. Băieți, cum ar fi să afli că atunci când vrei să te căsătorești cu o fată de care îți place, cineva are întâietate înaintea ta? Adică cineva să meargă și să aibă drept să ia fata în căsătorie înaintea ta. Cum ai fi să fii fată și să-ți placă de un băiat și să afli că de fapt nu poate să se căsătorească din pricină că este altul care e pretendent și numai dacă nu te ia celălalt? Atunci rămâi disponibilă pentru cel de care îți place. Suntem într-o situație în care tensiunea este la maxim. Boaz spune: aș vrea să te răscumpăr, aș vrea să schimb viața, aș vrea să-ți dea viitor și speranță. Dar altcineva este înaintea mea. Și nu pot călca legea lui Dumnezeu, și trebuie să respect legea lui Dumnezeu. Dacă El vrea să te răscumpere și dacă așa aranjează și hotărăște Dumnezeu, așa să fie. Dacă nu vrea, atunci este ușa deschisă pentru mine. Cei care sunt despasionați de literatură și ați citit tragediile antice, în tragediile antice, intriga este următoarea: lupta dintre rațiune și pasiune. Eroii ajung în momentul în care este o luptă internă extraordinar între ceea ce spune rațiunea și ceea ce te îndeamnă pasiunea. Și acolo este tragedia. În cazul acesta, tensiunea este între voia lui Dumnezeu și voia mea. Când îmi doresc tare mult ceva și Dumnezeu îmi pune piedică, ce fac în momentul acela? Când vreau să mă căsătoresc și părinții nu-s de acord. Vreau să mă căsătoresc și mama fetei se pune de acord, mezișul sau mama băiatului sau tata sau amândoi.
Am o barieră, ce să fac? Dragi tineri, nu disprețuiți barierele. Este momentul în care Dumnezeu îți oferă posibilitatea să afli voia Lui. Bariera este momentul în care Dumnezeu vrea să afli voia Lui. Dacă se deschide ușa, e voia Lui. Dacă se închide ușa și e zăvorâtă, Dumnezeu spune pe ușa asta să nu mergi. Acum sunt tineri care vor să spargă ușa. O sparg crezând că se pot descurca fără Dumnezeu. Barierele pot însemna și dragostea specială a lui Dumnezeu să te protejeze. De exemplu, în 1912, când a fost prima cursă a vasului nemaipomenit Titanic, plecat dinspre Marea Britanie, plecat înspre America, era denumit vaporul care nu se poate scufunda. Un predicator englez a fost invitat să meargă în Statele Unite să predice în mai multe zone și cei de acolo i-au plătit un bilet pe Titanic la cabină clasa întâia. Știți ce înseamnă cabină clasa întâia pe Titanic? Așa ceva n-ai mai pomenit în viața ta. Ai toate serviciile, ai un lux exorbitant, ai toate facilitățile. Este o călătorie de câteva zile pe ocean în cele mai extraordinare condiții. Și-a dorit să meargă și la evanghelizare, dar și să meargă cu Titanicul. Acum, sper că nu vă deranjează dacă vă întreb câți dintre dumneavoastră ați călătorit cu avionul la clasa întâia. Mâna sus cei care ați fost cu avionul. Suntem toți la fel. Mi s-a întâmplat în călătoriile pe care le-am, printr-o oarecare minune, că la clasa a doua, acolo unde sunt muritorii de rând și unde aveam biletul, locurile erau supravândute, au vândut mai multe locuri decât erau scaune. Și printr-un fel de combinație, cei de la poarta de îmbarcare mi-au dat ceea ce se numește upgrading la clasa întâia. Frați și surori, ai fotoliu pat. Ai tot confortul. Când am ajuns acolo și am stat pe fotoliu ăla, mi s-a părut că așa tot să mergi cu avionul. E nemaipomenit. Când am venit încoace, m-au trimis înapoi unde era locul meu. Știți cât mi s-au părut de înguste scaunele de la clasa a doua când am venit înapoi? Ei, pastorul acesta avea la clasa întâia pe Titanic. Cu o zi înainte, soția lui se îmbolnăvește subit, face o criză teribilă, o duce la spital, medicii fac analizele și spun că trebuie operată de urgență. Și în condițiile acestea, cum să pleci să-ți lași soția pe masa de operație și tu să mergi să predici la alții? Așa că a renunțat la călătorie cu durere în suflet, cu regret și a rămas cu soția la spital. A fost unul dintre cei 12 pasageri care aveau bilet pe Titanic și care, din motive diferite, nu s-au îmbarcat în ziua aia. Când s-a scufundat Titanicul, a înțeles că bariera aceea a fost mâna întinsă a lui Dumnezeu. Vă pot depune mărturie astăzi și Delia este aici. Când în călătoriile noastre, la un moment dat eram planificați pe un anume zbor, mi-am pierdut liniștea lăuntrică extraordinară, am simțit că ceva se întâmplă, că nu mai pot. Și pe măsură ce mă rugam, am înțeles că trebuie să schimb, să nu mă duc cu zborul acela. Eram cu Delia și cu toată familia. Cei care ne-au invitat și care ne-au plătit biletul, când au aflat că vrem să schimbăm biletul, asta înseamnă penalități, plătești în plus. Au fost destul de nemulțumiți de ce mofturi ai să nu mai mergi pe acolo. Abia când am ajuns la destinație, am primit de la ei un fax și a spus, a fost mâna lui Dumnezeu pentru că
zborul acela s-a prăbușit și n-a rămas niciun supraviețuitor. Dragii mei, când Dumnezeu îți iese înainte și îți pune barieră, nu te supăra pe Dumnezeu. Stai și te roagă și întreabă, Doamne, ușa asta nu a deschis deloc sau nu a deschis acum? Ce vrei să mă înveți? Boaz înțelege că este o barieră pe ușă. Și în loc să spargă ușa, îi spune lui Rut, Rut, mâine mă duc să mă întâlnesc cu cel care are drept de răscumpărare. Și așa începe capitolul 4. Îl cheamă pe cel care are drept de răscumpărare la poarta cetății. Acolo era centru administrativ, acolo era centru civic, acolo era centru spiritual a orașului. Toate lucrurile se rezolvau la poarta cetății, cetate îngrădită, cu ziduri, încercuită, și acolo se rezolvau toate lucrurile. Și Boaz se duce la poarta cetății, îl cheamă pe cel care are drept de răscumpărare. Cheamă 10 bătrâni pentru că ei erau cei care decideau consiliul sau plenul de judecată. Și îi spune celui care are drept de răscumpărare, Naomi, s-a întors din țara Moabului. A vândut pământul care era al lui Elimelec, rudenia noastră. Și-a pierdut moștenirea. Și tu ai drept de răscumpărare. Tu ai dreptul să răscumperi pământul acesta și să fii răscumpărătorul lui Naomi. Și omul face judecata, socotește repede, Naomi este în vârstă. Nu se mai poate căsători și dacă s-ar căsători nu mai poate avea copii. Deci dacă iau pământul acesta și îl dau lui Naomi, tot mie rămâne. Deci fac o afacere bună și spune, bine, am să o răscumpăr. Știți ce ar însemna momentul ăla? Toți am strigat, noi vrem să câștige Boaz. Că nu vrem să ajungă Rut pe mâna unuia care până acum unde a fost. Și Boaz este deosebit de ager la minte și e bine ca băieții care vor să se însoare să fie ager la minte. Așa că am pentru voi, băieții, o probă de agerime. Atenție! Într-o duminică dimineața, un băiat credincios pleacă de acasă spre biserică în mașina lui sport cu două locuri. Șoferul și locul din față. Și de îndată ce iese din curte, pornește o ploaie torențială și în drumul lui spre biserică vede în stația de autobuz alte trei persoane care mergeau la biserică. O femeie în vârstă, medicul care tocmai l-a tratat pe el de o boală grea și o fată tânără de care îi plăcea foarte mult, dar cu care n-a avut niciodată ocazia să fie mai aproape. Și plouă teribil și toți trei stau sub o singură umbrelă în stația de autobuz. Și mintea trebuie să funcționeze repede. Mai am un singur loc. Pe care din cei trei să iau? Băieți? Pe care din cei trei ei? Ei să întreb părinții, pe care ar fi trebuit să ia? Ce zic părinții? Pe care ar fi trebuit să ia? Toată lumea tace, frate Doru. Băiatul nostru este ager la minte. Așa că oprește în stație, se coboară repede din mașină, îi dă cheile de la mașină doctorului, o urcă pe sora în vârstă în mașină și el ia umbrela și merge cu fata la biserică sub umbrelă. Înțelegeți că trebuie să fii ager la minte. Dacă ești mai molâu, trece trenul pe lângă tine. Boaz este ager la minte. Și când omul acela spune, da, răscumpăr pământul, Boaz spune, stai puțin. Legea răscumpărării are și alte capitole. Dacă răscumperi pământul, trebuie să o răscumperi și pe Naomi, și pe Rut, și ești dator
să-ți împlinești rolul de a le asigura moștenitori. Adică nu e așa de simplu, trebuie să asigur de a avea moștenitori, asta înseamnă niciodată cheltuiala pe care o faci nu va mai veni la tine. Tot ce cheltui, răscumpărarea care schimbă viața acestor femei, care schimbă soarta proprietății, este și cheltuiala care o faci ca să le asiguri viitor. Și omul nostru face repede calculul din nou și spune, op, asta înseamnă investiție fără profit. Asta înseamnă să fac cheltuieli și eu nu mă aleg cu nimic. Pentru că răscumpărarea nu era investiție cu profit. Răscumpărarea era manifestarea dragostei. Din dragoste faci acest lucru. Dragii mei, dragostea nu se măsoară în cât iei, ci în cât dai. Dragostea se măsoară în jertfă. De aceea spune Biblia, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat. Dragostea se măsoară în jertfă. Omul acela n-are dragoste nici pentru Rut, nici pentru Naomi. Și nu vrea să cheltuie ceva decât în favoarea lui. Așa că îi spune lui Boaz, eu nu pot risca moștenirea mea, nu pot face cheltuieli care nu mi-aduc beneficii, de aceea renunț la dreptul meu. Și când renunță la dreptul lui, Boaz spune tuturor, iau eu asupra mea dreptul de răscumpărare. Sunteți astăzi martori. Răscumpăr pământul acesta al lui Naomi, răscumpăr ceea ce îi se cuvine lui Rut și vreau să le asigur viitor și speranță, moștenire și moștenitori. Vreau să le scot din starea în care sunt, că doar răscumpărătorul poate schimba starea. Fără răscumpărător n-ai nicio șansă. Și când răscumpărătorul face lucrul acesta, câștigă și dreptul de căsătorie cu Rut. Și are loc nunta lor. Are loc căsătoria lor. Dar căsătoria are o rânduială divină. Mai întâi legământul de căsătorie făcut la poarta cetății. Mai întâi este legământul de căsătorie și cei de acolo dau binecuvântarea peste căsătoria lor și spune așa, tot poporul care era la poartă a zis, Domnul să facă pe femeia aceasta care intră în casa ta ca Rahela și ca Leia, care amândouă au zidit casa lui Israel. Sămânța pe care ți-o va da Domnul prin această femeie să-ți facă casa asemenea casei lui Pereț, care s-a născut lui Iuda din Tamar. Este căsătoria civilă, este căsătoria religioasă, în această ordine la poarta cetății și apoi este relația de căsătorie între cei doi. Dragi tineri, nu se inversează lucrurile. Te duci la căsătorie mai întâi, te asiguri că ai depășit barierele, piedicile care sunt într-un mod duhovnicesc, te asiguri că ai făcut mai întâi legământul de căsătorie, l-ai oficializat, este în public, ai primit binecuvântarea și apoi te bucuri de relația de căsătorie. Amin. Acum, când este vorba de viitor și speranță și căsătorie, tema serii este mi-aș dori o familie fericită. Am vreo speranță? Mi-aș dori o familie fericită. Cum ai defini o familie fericită? Care ar fi trăsăturile unei familii fericite, așa cum vi le imaginați dumneavoastră? Ce ziceți? Ce ar trebui să aibă o familie să fie fericită? Tare. Tare de tot. M-am uitat în literatura de specialitate și spun că o familie să fie fericită ar fi nevoie de armonie, de sănătate și ar fi nevoie de bunăstare. Dacă se înțeleg, dacă sănătoși și dacă au de toate, sunt fericiți. Acum Apostolul Pavel zice, dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Dumnezeu atunci, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Pentru că o familie fericită nu este o familie care se rupe de planul mare al lui Dumnezeu,
Nu este o familie în care cei doi se rup de casa mare a lui Dumnezeu, de poporul lui Dumnezeu. Nu este o familie în care cei doi sunt numai ei și își consumă timpul doar pentru plăcerea lor și interesele lor. O familie fericită este o familie în care relația dintre cei doi este frumoasă, în ascultare de Dumnezeu, dar sunt într-un plan mai mare al lui Dumnezeu. Și când Boaz se căsătorește cu Rut, răscumpărarea de care a avut parte Rut este o răscumpărare progresivă care se duce din etapă în etapă. În anii 1960, un matematician american pe nume Edward Lorenz, matematicienii probabil că îl cunosc mai bine decât mine, este autorul teoriei haosului. În teoria haosului, Lorenz a descoperit că oricât de mare e haosul unui sistem neliniar, totuși există o anumită rânduială. Că și în cel mai mare haos este o anumită rânduială. După ce a studiat teoria aceasta a haosului, cu ajutorul unui computer, cum erau la vremea aceea, a hotărât să facă următorul studiu. Să vadă dacă în această teorie a haosului poate găsi un model matematic pentru prognoza meteo. Adică să introducă toate datele pe care le are haotice și să găsească un model matematic încât prognoza meteo să fie cât mai precisă. Pentru că în vremea mea nu se anunța vremea, ci se anunța cum se anunța în urmă cu 30 de ani, 40 de ani. Timpul? Probabil. Ei, Lorenz a vrut să vadă dacă poate trece dincolo de timpul probabil și să aibă modele matematice pe care să le folosească și vremea să fie prognozată corect. Și a constatat că e imposibil. Pentru că vremea este influențată de o serie de factori mari care sunt observabili și de o serie de factori minusculi care nu sunt observabili. Și el a lansat teoria a ceea ce se numește efectul fluturelui. Efectul fluturelui. Ce spune efectul fluturelui? Dacă undeva într-o zonă de deșert, unde aerul nu se mișcă deloc, un fluture bate din aripi. Mișcarea aerului provocată de aripile fluturului poate să ia o intensitate, o amplitudine și o viteză așa de mare, încât în partea cealaltă a lumii să se declanșeze un uragan. Și Lorenz a spus, nimeni nu știe câți fluturi bat din aripi și unde. Și câte păsări bat din aripi și unde. Și fiecare mișcare din aripi poate declanșa un fenomen care trece dincolo de imaginația noastră. Acum, în lumea spirituală, Dumnezeu poate să ia un om, poate să ia o familie, oameni însemnați ca și Rut și Boaz, oameni neobișnuiți și prin oamenii aceștia Dumnezeu să pornească o lucrare extraordinară. Ce lucrare extraordinară a pornit? Mai întâi, după căsătoria lui Boaz cu Rut, Dumnezeu răscumpără memoria și moștenirea lui Elimelec, toate lucrurile pe care le-a pierdut el mergând în lume. Când Elimelec și-a dus familia în lume, și-a pierdut numele, și-a pierdut moștenirea, și-a pierdut moștenitorii. Boaz și Rut sunt preocupați să răscumpere casa lor. Ei nu trec pe lângă neamurile lor nepăsători. Ei sunt preocupați ca neamurile lor să beneficieze de binecuvântările lui Dumnezeu. Îți pasă de neamurile tale. Ai vrea binele neamurilor tale. Boaz și Rut spun, pe noi ne-a binecuvântat Dumnezeu, noi suntem binecuvântarea lui Dumnezeu pentru ei. Și noi spunem, Doamne, binecuvintează-ne neamurile. Și biserica zice, amin. Și Dumnezeu binecuvintează și memoria lui Elimelec, a lui Mahlon și Chilion, morți în lumea păcatului. Este răscumpărată pentru că Boaz și Rut spun, noi nu trăim doar pentru noi. Noi vrem să fim o binecuvântare. Și apoi ne uităm la ceea ce se întâmplă. Boaz a luat-o pe Rut, care i-a fost nevastă, a intrat la ea
și Domnul o făcuse să zămislească. Până la ora aceea și din prima căsătorie tragem concluzia că Rut nu putea avea copii. Nu putea să aibă copii. Și asta era o problemă deosebită și este și astăzi. Dar când a intrat în voia lui Dumnezeu, Dumnezeu a făcut-o să zămislească. Dumnezeu dă copii. Și noi spunem, Doamne, binecuvintează-ne copiii. Și când se naște copilul acela, femeile din Betleem, care în urmă cu un an și ceva, s-au uitat la Naomi când a venit acasă din lumea păcatului și a spus, Naomi, tu ești? Tu arăți în halul acesta? Și Naomi spune, nu mai îmi ziceți Naomi care înseamnă plăcută, ziceți-mi Mara pentru că am venit cu mâinile goale. Acum, nora ei primește din partea lui Dumnezeu un copil. Când se naște copilul acesta, el este moștenitorul a tot ceea ce au pierdut ei. Este cel care are dreptul de moștenire să ducă familia mai departe. Și femeile din Betleem spun, binecuvântat să fie Domnul care nu te-a lipsit astăzi de un bărbat cu drept de răscumpărare și al cărui nume va fi făcut în Israel, lăudat în Israel. Copilul acesta îți va înviora sufletul și va fi sprijinul bătrâneților tale, căci l-a născut nora ta, care te iubește și care face pentru tine mai mult decât 7 feciori. Femeile spun, binecuvântat să fie Dumnezeu care a combinat lucrurile în așa fel, încât nora aceasta să vină după tine. Dumnezeu să deschidă ușa să-l cunoască pe Boaz. Dumnezeu să-l împiedice pe celălalt și să-i deschidă ușa lui Boaz să se căsătorească cu Rut. Dumnezeu care le-a pus pe inimă să răscumpere familia noastră. Și acum femeile spun, copilul acesta îți va înviora bătrânețile. Și copilul acesta a fost cel care i-a umplut brațele lui Naomi. Aici este bunica și nepotul. Bunicii mâna sus. Mâna sus bunicii. Amin. Știi ce înseamnă să fii bunic? După ce am devenit bunic, fetele mi-au zis, tata, ce s-a întâmplat cu tine? La ce vă referiți? Tata, ești așa de moale cu nepoții, cu noi a fost aspru. Și le-am explicat următoarea teorie. Bunicii și nepoții se înțeleg așa de bine pentru că au un dușman comun. Ați înțeles? Ei, Naomi ajunge bunică. Și în ce își investește bunica viața? În nepot. Este copilul acesta și Naomi, care a crezut că a pierdut totul viitor și speranță. Are în mâinile ei viitorul și speranța date de Dumnezeu. Așa e că e minunat Dumnezeu? Și răscumpărarea care merge de la Rut și de la Naomi. Răscumpărarea care merge de la pământul lui Elimelec. Este răscumpărarea moștenitorului în familie. Numai că lucrurile merg mai departe. Vecinile i-au pus numele zicând, un fiu s-a născut lui Naomi și l-au numit Obed, care înseamnă slujitor. Acesta a fost tatălui Isai, tatălui David. Cine e David aici? Este regele David. Este împăratul David, omul după inima lui Dumnezeu. Familia aceasta, doi tineri anonimi, care hotărăsc să-L onoreze pe Dumnezeu. Familia aceasta se așează în mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu îi folosește și prin ei ajung să fie bunicii împăratului David. Mare-i Dumnezeu! Mare-i Dumnezeu! Este răscumpărare pentru poporul Israel. Dar numai atâta? N-are de-a face cu noi nimic? Ne uităm doar la ce s-a întâmplat acolo. Ei, ce s-a întâmplat în cartea Rut? Ce s-a întâmplat între Boaz și Rut, familia lor, are de-a face cu mine și cu tine. Are de face cu ceva extraordinar. Întoarceți, vă rog, la Evanghelia după Matei, la capitolul 1. Evanghelia după Matei, capitolul 1. Versetul 1. Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David. Familia lui Iisus Hristos.
familia strămoșii Domnului Iisus Hristos. Avram a născut pe Isaac, Isaac a născut pe Iacov, Iacov a născut pe Iuda și frații lui, Iuda a născut pe Fares și Zara din Tamar, Fares a născut pe Esrom, Esrom a născut pe Aram, Aram a născut pe Aminadab, Aminadab a născut pe Nason, Nason a născut pe Salmon, Salmon a născut pe Boaz din Rut, și Boaz a născut pe Obed din Rut, și Obed a născut pe Iese, și Iese a născut pe împăratul David, și continuă până când ajunge la Domnul Iisus Hristos. Familia aceasta este folosită de Dumnezeu în lanțul lui Dumnezeu de a duce răscumpărare pentru noi. Pentru că, de la căderea în păcat, toată rasa umană este în robia păcatului. Ne-am pierdut raiul. Păcatul lui Adam ne-a scos din rai. Și Dumnezeu are un plan să ne aducă înapoi în rai. Dar e nevoie de un răscumpărător. E nevoie de cineva să plătească prețul. Și prețul este unul teribil. Pentru că în robia păcatului suntem sub osânda păcatului și Biblia spune plata păcatului este moartea. Despărțirea veșnică de Dumnezeu. Și când este plata păcatului, niciun om nu se poate răscumpăra și niciun om nu poate răscumpăra pe altcineva. Trebuie să ne răscumpere din plata păcatului, din moarte. Doar cineva care are putere asupra morții. Și singurul care a biruit moartea este Iisus Hristos Domnul. Binecuvântat să-i fie numele. De aceea spune îngerul, vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Este urmașul lui Boaz și al lui Rut. Dragii mei, familia aceea este ca efectul fluturelui în lumea spirituală. S-a născut Mântuitorul, dar e mai mult de atâta. Întoarceți, vă rog, la Apocalipsa, la capitolul 5. Apocalipsa, capitolul 5. Vă rog să urmăriți textul biblic. Apoi am văzut în mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie, este mâna dreaptă a lui Dumnezeu Tatăl, o carte scrisă pe dinăuntru și pe din afară, pecetuită cu 7 peceți. Și am văzut un înger puternic care striga cu glas tare. Cine este vrednic să deschidă cartea și să-i rupă pecețele? Ce carte? Este cartea care conține istoria omenirii și viitorul veșnic al omenirii. Este cartea istoriei poporului a rasei umane. Și în cer trebuie deschisă cartea aceasta să vedem ce se întâmplă. Și Biblia spune, nu se găsea nimeni nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, care să poată deschide cartea, nici să se uite în ea. Și Ioan spune, am plâns mult pentru că nimeni nu fusese vrednic să deschidă cartea, să se uite în ea. Când Ioan vede că istoria omenirii, că soarta omenirii, este atât de tragică și nu-i nimeni să răscumpere. Ioan spune, am plâns mult. Frați și surori, e vremea plânsului. Pentru că Ioan spune, dacă nimeni nu rezolvă, rasa umană este pierdută pentru vecii vecilor. Asta înseamnă că se duc pentru totdeauna departe de Dumnezeu și plânge. Și noi spunem, Doamne, dă-ne lacrimi pentru cei care sunt pierduți. Doamne, dă-ne lacrimi ca biserică, lacrimi ca bunici și părinți, lacrimi ca rudenii. Doamne, te rugăm, întinde-ți mâna și mântuie. Și unul din bătrâni mi-a zis, nu plânge. Iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit să deschidă cartea și să rupă pecetile. Și la mijloc, între scaunul de domnie și cele patru făpturi vii, între bătrâni, am văzut stând în picioare un miel, părea junghiat, avea 7 coarne și 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu trimise pe tot pământul. El a venit și a luat cartea din mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie. Și când a luat cartea, cele 4 făpturi vii și cei 24 de bătrâni
S-a aruncat la pământ înaintea mielului, având fiecare câte o alăută și pietre de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților, și cântau o cântare nouă și ziceau: vrednic ești tu să iei cartea, să rupi pecețile, căci ai fost unghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu oameni din orice seminție, din orice popor, de orice limbă, de orice neam. Vrednic ești tu că ești răscumpărătorul omenirii întregi. Și cerul întreg se închină. Pentru că Fiul lui Dumnezeu a deschis cartea cu viitorul tău și viitorul meu fără Dumnezeu și a deschis o cale pentru viitorul tău și viitorul meu împreună cu Dumnezeu și întoarcerea noastră la Dumnezeu. Și cerul spune: vrednic ești tu, pentru că doar tu poți face răscumpărarea. Întoarceți, vă rog, la Apocalipsa, capitolul 20. Dacă este cartea aceea cu istoria omenirii, aici, în Apocalipsa 20, ni se prezintă cărțile de la finalul istoriei. Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morții mari și mici stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieții, și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea. Moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc. Acum, cel care a venit să răscumpere, ne spune Biblia că are o carte în care trece numele tuturor celor care acceptă să fie răscumpărați. Și este denumită Cartea Vieții. În cartea aceea trece numele tuturor de pe pământ care acceptă răscumpărarea din păcat prin jertfa lui Iisus Hristos. Cine nu este în cartea aceea, a cărui nume nu este acolo, are parte de judecata finală teribilă și pierzare veșnică. Și Biblia spune că atunci când se deschide cartea vieții, în Apocalipsa, capitolul 7, spune: m-am uitat și iată că era o mulțime mare pe care nu putea să o numere nimeni. De orice limbă, din orice seminție, din orice popor, stăteau în picioare înaintea scaunului de domnie și a mielului, îmbrăcați în alb, cu ramuri de finic în mâini, și strigau: mântuirea este a Dumnezeului nostru și a Fiului lui Dumnezeu, mielului Dumnezeu, amin. Dacă întrebați de ce sunt în haine albe cei care vor păși în apa botezului, este o ilustrație a ceea ce ne așteaptă la capătul drumului. Dar dacă n-ai răscumpărător, dacă n-ai acceptat răscumpărarea, singur nu te poți răscumpăra. Dacă ai acceptat răscumpărarea, numele este scris în cartea vieții, și când ești scris în cartea vieții, Dumnezeu te așează în planul lui glorios aici și apoi prin tine Dumnezeu face lucrări tot mai frumoase, tot mai mari, pentru slava numelui Său și mântuirea altora. O întrebare de cultură generală. Câți dintre dumneavoastră ați auzit de Edward Kimball? Edward Kimball. N-aveți cum să auziți. E nimeni de nicăieri. E învățător de școală duminicală la o biserică mică în Chicago. Se întâlnește duminica dimineața cu copiii, cu tinerii la școală duminicală. Nu scriu ziarele despre el, nu este pe știri, nu este pe marile rețele de socializare, n-aude nimeni de el. Într-o zi, la clasa lui de școală duminicală a venit un tânăr, destul de neumblat la biserică. Învățătorul s-a uitat la el, a aflat că lucrează muncitor necalificat la un magazin de pantofi, de încălțăminte. Și în săptămâna următoare s-a dus la el la magazin și l-a găsit stivuind cutii cu încălțăminte. A pus mâna pe umărul lui și a spus: am venit să spun că Dumnezeu te iubește. Am venit să spun că Dumnezeu
L-a trimis pe Fiul Său în lumea noastră să te mântuiască, să facă din tine copil al lui Dumnezeu. Și în timp ce explica, tânărul spune, a simțit cum inima lui este cuprinsă de o dragoste dumnezeiască nemaipomenită, că inima lui tânjește după altceva. Și spune, m-am întors la Dumnezeu acolo. Tânărul acela se numește Dwight L. Moody. Câți ați auzit de Moody? Moody a fost unul dintre cei mai mari predicatori ai secolului 19 spre secolul 20. Unul dintre predicatorii extraordinar de mari. Dumnezeu l-a folosit pe pantofarul acela cu o putere extraordinară în America, în Europa, în alte părți ale lumii. Într-o vizită în Europa, Moody a ajuns în Anglia și într-o seară n-avea nicio biserică program decât o biserică micuță, micuță, într-o localitate mică. Și biserica aceea era păstorită de Frederick Brotherton Meyer. Cine a auzit de Frederick Brotherton Meyer? N-ați auzit, așa-i? Dacă vă spun numele prescurtat, o să știți. F.B. Meyer. Cine a auzit de F.B. Meyer? Oh, F.B. Meyer era păstor acolo. Când a povestit Moody cum s-a întors la Dumnezeu, ce a făcut acel învățător? F.B. Meyer spune, am simțit că mâna lui Dumnezeu este peste mine și vreau să fac la fel. Și mă duc să întâlnesc oameni tineri și bătrâni, să le spun că Dumnezeu îi iubește. Și a ajuns unul dintre cei mai renumiți și comentatori biblici și evangeliști. Într-o călătorie a lui F.B. Meyer în America, a predicat într-o biserică din America, în Northfield, Massachusetts. Și acolo era un tânăr pe nume Wilbur Chapman. Chapman a fost fascinat de predicile lui Meyer. Și a simțit că Dumnezeu îl cheamă să fie și el predicator. Așa că a început să predice și se ducea în America să pregătească seri de evangelizare. Un tânăr s-a lipit de Chapman să-l ajute cu organizarea evangelizărilor. Se numea Billy Sunday. Billy Sunday, impresionat de predicile lui Chapman, a devenit el însuși unul dintre cei mai renumiți predicatori. Printre alte lucruri, Billy Sunday avea totdeauna obiecte în buzunar. Și dacă predica la oameni obosiți, lua câte ceva din buzunar și le arunca câte ceva, nu să-i rădească, ci să-i trezească. Era renumit pentru faptul că dacă picotești în biserică, Billy Sunday te cercetează cu ceva. Dar un tânăr extraordinar și Dumnezeu l-a binecuvântat și în 1932, un tânăr care a fost să-l asculte pe Billy Sunday, a vorbit cu alți băieți și au hotărât să facă ei o săptămână de evangelizare în Charlotte, Carolina de Nord. Și inspirați de modelul lui Billy Sunday, au hotărât să-și cheme ei un predicator și l-au chemat pe Mordecai Ham. Mordecai Ham s-a întors la Dumnezeu la predicele lui Billy Sunday. Mordecai Ham a căutat un loc unde să aibă cortul și a găsit un om din Carolina de Nord, din Charlotte, care avea un spațiu mare în spatele casei și le-a pus la îndemână spațiul respectiv pentru evangelizare. În fiecare seară, Mordecai Ham a predicat Evanghelia și în mulțimea de acolo era băiatul proprietarului terenului. Și băiatul spune, în fiecare seară, am avut impresia că toate cuvintele mi se adresează doar mie, că predicatorul se uită doar la mine și că Dumnezeu mă cheamă doar pe mine. Și spune, în seara aceea m-am întors la Dumnezeu. Și numele tânărului este Billy Graham. Câți ați auzit de Billy Graham? Așa-i? Știți de unde a început? De la nimeni de nicăieri, de la Kimball, învățător de școală duminicală în Chicago. Observați când Dumnezeu face o lucrare. Dumnezeu pune în mișcare cerul și pământul. Pentru că El
a trimis în lumea noastră pe răscumpărătorul. Și răscumpărătorul vine să-ți ofere iertarea lui. Vine să-ți ofere dragostea lui Dumnezeu și să scrie numele în cartea vieții. Ai numele scris în cartea vieții? Este harul lui Dumnezeu, dar este responsabilitatea fiecăruia dintre noi. Numai când primești ce-mi dă Dumnezeu, numai atunci beneficiezi de darul lui Dumnezeu. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și apoi continuă. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se numească copii al lui Dumnezeu. Născuți, nu din carne, nu din sânge, nu din voia firii lor sau a vreunui om, ci născuți din Dumnezeu. Asta înseamnă iertarea lui Dumnezeu și numele scris în cartea vieții. În baza răscumpărării oferită de Iisus Hristos, care s-a dus să moară pentru păcatele tale, a răscumpărat în vremea de pe pământ o femeie necăjită la fântâna Samariei, ori la marginea Erionului, un îndrăcit în Gadara, în pustie, a chemat la Dumnezeu centurion, ofițer roman, a chemat la Dumnezeu oameni din toate straturile sociale și când era pe cruce, răstignit între doi tâlhari, unul l-a batjocorit și l-a blestemat, celălalt i-a spus, nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă, pentru noi este drept, pentru că murim pentru păcatele acestea, dar omul acesta n-a făcut niciun păcat. El moare nevinovat. Și apoi s-a întors spre Hristos și i-a spus, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Știți ce i-a spus Hristos? Astăzi vei fi cu mine în rai. Când vei pleca din lumea aceasta, vei ajunge în rai. Când vei pleca? Ne naștem pe rând și plecăm pe sărite. Niciunul dintre noi nu știe clipa plecării. De aceea Biblia spune, astăzi, dacă auzi glasul lui Dumnezeu, nu-ți împietri inima, haideți să plecăm capetele rugăciunii înaintea Lui. Plecăm capetele rugăciunii înaintea Domnului. Familie fericită înseamnă familie care este în planul lui Dumnezeu. Familie care trăiește după voia lui Dumnezeu și împlinește planul lui Dumnezeu. Familie care are binecuvântare pentru relația dintre soț, soție, părinți și copii, bunici și nepoți, dar care nu trăiesc egoist pentru ei, ci trăiesc pentru mântuirea altora. Familie care este prinsă în planul glorios al lui Dumnezeu de mântuire omenirii. Și în seara aceasta, Biserica Emanuel își îndreaptă rugăciunea și spune, Doamne, lasă binecuvântarea mântuirii peste fiecare persoană din locul acesta. Doamne, cunoști în care carte au scris numele. Dacă este scris numele în cartea judecății și a pierzării, o, Doamne, cercetează-i! Binecuvintează-ne familiile, binecuvintează-ne rudeniile, binecuvintează-ne, Doamne, vecinii și colegii, binecuvintează, Doamne, poporul nostru în întregime. Ai milă de noi, Doamne! Mulțumim că ai venit în lumea noastră să răscumperi. Doamne, în seara aceasta, apropie-te de fiecare inimă. Bate la ușa inimii fiecărui așa cum numai tu știi să bați. Și prin Duhul Tău cel Sfânt, lasă ca inimile să se deschidă, să spună, Doamne, adu-ți aminte și de mine. Adu-ți aminte și de mine și iartă-mi păcatele. Mulțumesc că ai murit și în locul meu. Doamne, în seara aceasta mă întorc la Tine. Primește-mă așa cum sunt. Și binecuvintează-mă cu viitor și speranța ei și toată veșnicia. Și acum stăm cu capetele plecate în rugăciune. Este oferta lui Dumnezeu. Și acum urmează răspunsul Tău. Ce îi vei răspunde? Îi vei spune, Doamne, nu-mi pasă ce ai făcut Tu, eu vreau să mă duc pe calea mea. Și Biblia spune, ce seamănă omul aceea va secera. Dacă seceri vânt, vei secera furtună. Dacă seceri păcate, vei semăna judecată. Dacă semeni credință în Dumnezeu, vei secera mântuire. De ce în seara aceasta ne rugăm ca Dumnezeu să copleșească inima fiecăruia cu binecuvântarea credinței și a mântuirii. Dacă inima ta spune, Doamne, dacă ai plătit prețul răscumpărării mele, nu vreau să rămân nerăscumpărat.
Nu vreau să rămân în păcat, Doamne, inima mea se deschide înaintea Ta, primește-mă și binecuvintează-mă. Dacă așa strigă inima Ta, acolo unde ești, și începem cu cei de la balcon, acolo unde ești, ridică o mână sus și arată în prim mână ridicată că din inima Ta îi spui, Doamne, adu-ți aminte și de mine. Ai murit și pentru mine, primește-mă.